Elevii și studenții beneficiari de pensie de urmași trebuie să prezinte la Casa de Pensii Olt adeverințe că își continuă studiile. În caz contrar, aceștia riscă să rămână fără acest ajutor bănesc. Elevii în vârstă de peste 16 ani, beneficiari de pensie de urmași, vor face dovada frecventării cursurilor în anul școlar 2018-2019 prin adeverința care va fi depusă la sediul Casei Județene de Pensii până la data de 25 septembrie. Depășirea acestui termen duce la suspendarea plății pensiei aferente lunii octombrie 2018. Copiii beneficiari ai unei pensii de urmași cu vârsta de peste 16 ani au obligația anual să prezinte dovada continuării studiilor la Casa Județeană de Pensii. În acest sens, până pe data de 25 septembrie, trebuie să depună dovada continuării studiilor. În situația în care nu vor depune această adeverință, plata pensiei se va suspenda începând cu luna octombrie 2018 conform procedurilor. Copiii urmași cu vârsta de peste 26 de ani au obligația să prezinte dovada continuării studiilor. La rândul lor, studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt obligați să depună, tot până la 25 septembrie, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că urmează o formă de învățământ superior. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie, studenții vor trebui să prezinte o adeverință în acest sens. Nedepunerea declarației pe propria răspundere până la data impusă atrage după sine suspendarea plății pensiei aferente lunii octombrie. De asemenea, neprezentarea adeverinței care face dovada continuării studiilor până la data de 25 octombrie 2018 duce la suspendarea plății pensiei pentru luna noiembrie 2018. Pentru că anul universitar începe la data de 1 octombrie și nu au posibilitatea prezentării adeverinței până pe 25 septembrie, trebuie să se prezinte la Casa de Pensii, să dea o declarație pe proprie răspundere, prin care să se precizeze că urmează cursurile universitare, urmând ca până pe data de 25 octombrie să prezinte dovada continuării studiilor în original. În situația în care nu vor depune această declarație până pe 25 septembrie, respectiv adeverința în original până pe 25 octombrie, plata pensiei va fi suspendată conform procedurilor. La nivelul județului Olt beneficiază de pensie de urmaș peste 12.000 de persoane. Pensia de urmaș se acordă copiilor până la vârsta de 16 ani dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii până la terminarea acestora, fără a depăși însă vârsta de 26 de ani sau pe toată durata invalidității de orice grad. Dreptul financiar încetează de drept când nu mai sunt îndeplinite condițiile impuse de lege. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile legii susținătorul decedat, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți. Astfel, 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi urmași, 100% pentru trei sau mai mulți urmași.